Prin ordonanța militară, numărul 6 a fost instituită pe perioada stării de urgență măsura carantinării în municipiul Suceava și în zona limitrofă, formată din 8 comune, Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți, Mitocu, Dragomirnei. Potrivit prefecturii Suceava, în jurul zonei carantinate se instituie o zonă de protecție ca perimetru de siguranță în jurul localităților carantinate, formată din toate celelalte unități administrativ-teritoriale din județul Suceava. Astfel au fost instituite puncte fixe de control Constituite din polițiști, jandarmi și militari, după cum urmează. Pentru verificare și restricționat acces în municipul Suceava au fost instituite 10 puncte fixe, pe drumul județean 178, centrul localității Mihoveni, pe DN 17 la 3 movile, pe drumul județean 209 C moara, DN 2, cu drumul județean 74C cumpărătura, drumul județean 208 A, Bosanci spre Luncușoara, drumul județean 290 Văratec, drumul național 29 salcea, drumul național 2 Pătrăuți, DN 29A cu drumul județean 208D Adâncata și drumul comunal 59 Fetești. Totodată, la nivelul județului, pe căile de acces au fost instituite alte șase puncte fixe, la Drăgușeni, Broșteni, Poiana Stampei, Cârlibaba, Dolhasca și Siret. Alte două puncte fixe de control sunt operaționalizate prin instituirea de puncte fixe de control, constituite din polițiști, jandarmi și militari de către autoritățile responsabile pe drumurile din județele limitrofe, drumul județean 208C Vorona din Botoșani și drumul național 15C din Oglinzi, Neamț.